Capitolul 16. Strângerea de ajutoare. Cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi cum am rânduit bisericilor Galatiei. În ziua din tâia săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Și când voi veni, voi trimite cu epistole pe cei ce îi veți socoti vrednici ca să ducă darurile voastre la Ierusalim. Dacă va face să mă duc și eu, vor merge cu mine. La voi am să vin după ce voi trece prin Macedonia, căci prin Macedonia voi trece. Poate mă voi opri pe la voi, sau poate chiar voi ierna la voi, ca apoi să mă însoțiți acolo unde voi avea să mă duc. De data aceasta nu vreau să vă văd întreagăt, ci trag nădejde să mai rămân cu voi câteva vreme, dacă va îngădui Domnul. Voi mai rămânea totuși în Efes până la cincizecime, căci mi s-a deschis aici o ușă mare și largă și sunt mulți potrivnici. Dacă sosește Timotei, aveți grijă să fie fără frică la voi, căci el este prins ca și mine la lucrul Domnului. Nimeni, dar, să nu-l disprețuiască, să-l petreceți în pace ca să vină la mine, pentru că îl aștept cu frații. Cât pentru fratele Apollo, l-am rugat mult să vină la voi cu frații, dar n-a voit nici de cum să vină acum. Va veni însă când va avea înlesnire. Îndemnuri. Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. Încă un îndemn, fraților. Cunoașteți casa lui Stefana. Știți că ea este cel dintâi rod al Ahaiei și că s-a pus cu totul în slujba sfinților. Fiți și voi supuși unor astfel de oameni și fiecăruia care ajută la lucru și se ostenește. Mă bucur de venirea lui Ștefana, lui Fortunat și lui Ahaic. Ei au împlinit ce lipsea din partea voastră, căci mi-au răcorit duhul meu și al vostru. Să știți, dar, să prețuiți pe astfel de oameni. Urări de sănătate. Bisericile din Asia vă trimit sănătate. Acuila și Priscila, împreună cu biserica din casa lor, vă trimit multă sănătate în Domnul. Toți frații vă trimit sănătate. Spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare sfântă. Urările de sănătate sunt scrise cu însăși mâna mea, Pavel. Dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Iisus Hristos, să fie anatema. Maranata, Domnul nostru vine. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi. Dragostea mea este cu voi cu toți în Hristos Iisus. Amin.